Eu am transmis lui Netanyahu chiar sâmbătă această tragedie și el a fost foarte șocat și desigur m-a întrebat multe întrebări ce s-a întâmplat și ce s-a întrebat de tot ce se întâmplă. Deci ceea ce s-a înțeles este faptul că această societate care se numește Medigual, adică o societate foarte importantă, a primit acest medicament ca și donație și prin această societate ei au primit acești doi medici, desigur eu am fost tot timpul cu ei în convorbiri tot timpul cum ajunge, ce se ajunge, cum se face. Ceea ce știu în ultima convorbire a mea e faptul că medicii lucrează, acești doi medici lucrează în continuare în spitalele omenești, fug dintr-un spital în altul și ajută ca ce se poate și mă bucură dintr-o versie noi ca stat izraian și noi putem ajuta României.